Uite aici, opțiuni. Opțiuni pe Opel ăștia. Cu BMW-ul n-aveți ce-am eu pe Opel. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube, dragilor. Astăzi este o zi minunată, doresc din nou să fac un videoclip. Mi-a luat ceva timp până am ajuns acest stadiu în care să pot să iau camera în mână și să mă apuc de dimineața să filmez până spre seară. Așa că astăzi este o primă zi, să zic așa, mai lejeră, pentru că am terminat cu sesiunea. Dragilor, vreau să vă zic o chestie foarte, foarte frumoasă și interesantă. Vă rog să fiți la curent și să băgați bine, bine pe cap ceea ce vreau să vă spun, pentru că absolut orice se poate dacă vreți. Vreau să vă spun nu ca și o laudă, ci ca un mulțumesc pe care l-adresez lui Dumnezeu. Cred că acest lucru voi îl știți și îl cunoașteți de pe YouTube, cam în orice lucru pe care îl fac, și la finalul lucrului țin să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că m-a ajutat. Dragii mei, am terminat sesiunea cu bine, sesiunea de examene, 7 examene pe care le-am dat la profilul meu, am reușit să le iau pe toate, 5 dintre ele le-am luat cu 10 pe linie, restul, următoarele le-am luat, următoarele am luat cu 8, ceea ce e super ok, fraților, totul se poate dacă îți dorești, să zic cu adevărat, și cu puțină muncă, în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu, totul se poate. Așa că astăzi ne-am decis să facem un videoclip super, super ok, în sensul că am luat camera, aștept acum pe ceva prieten să vină, nu știu pe unde mai decolăm, pe drumurile României, bumba acolo frumos, ne așteaptă mașinuța, am făcut o țără curat prin ea, că așa e frumos. Și da, decolăm un pic pe drumuri, vedem ce facem, revenim cu update-uri de pe drum, că așa e frumos. Am făcut oprire în drumul nostru din ziua de astăzi, aici la un restaurant, super ok, pentru că băieții cu care am venit au să se întâlnească cu cineva, nu știu ce vor să facă, o afacere de-a lor, habar nu am. Iar eu am zis că îi aștept aici, frumos, mașinuța e parcată. După aceasta am un plan, de fapt, să ajungem din nou până într-un loc, nu știu exact ce o să facem. O să vorbesc cu ei imediat și mai probabil o să trebuiască să vedem puțin de mașinuță. Cred că mergem să dăm un jet pe ea, decolăm până într-un alt loc, câteva treburi de rezolvat și în ziua de astăzi, pentru că fie ea zi de weekend, fie ea zi de sâmbătă, tot trebuie să muncim, fraților, tot trebuie să facem. Ce voiam să vă arăt și nu știu, nu prea înțeleg de pe unde, dar acum e zăpadă și așa cum a fost pe drum și drumurile astea. Uitați și voi ce aiurea s-a murdărit pe aici, trebuie să mergem să o spunem neapărat. Chestia nașpa este că rugina își face apariția, uitați, aici. Aici iară pe la praguri. Cred că din nou necesită puțină vopsire. În rest, mașinuța arată bine după drumurile pe care le-am făcut până în prezent într-un semestru de facultate. Chiar s-a prezentat bine, aici din nou își face apariția rugina. Dar asta este, fraților, dăm înainte, nu ne oprim. Dragi prieteni, acum a revenit și tovarășul. Ce afacere ai făcut, domnule? Păi, am trecut de la iPhone la Samsung. Samsung, frumos, bun. De la iPhone 7 Plus am ajuns la un Samsung Galaxy S8 Plus. Bun. Chiar... Bun. Cum ți se pare? Mi-mi place această trecere de la iPhone la Samsung. Am înțeles, deci tu... Cu niște telefoane total diferite, dar eu sunt de părere că Samsung este cu mult mai bun. Am înțeles, la calitate, la tot ce trebuie. La baterie, la calitate. La baterie, am înțeles, ai făcut un schimb. Deci, cum ar veni, drumul nostru până aici sau oprirea noastră până locul ăsta a fost benefică. Da. Am făcut ceva să fie bine. Ne continuăm activitatea, să ai noroc de el și toată treaba să fie ok, nu? Să fie bine. Da. Hai să mergem, dragilor, să vedem ce mai facem în ziua asta minunată. Wow. Uitați, dragi prieteni, că e pe telefon, ne bag în samum. Băi, Emi, tu ce vrei să fac acum? Trebuie să fac setări, treburi, am socoteli. Înțeles, am înțeles, treburi, socoteli. Băi, fain, fain, zoo faină, treabă bună. Totul a mers ca uns. Totul a mers, treabă bună, mă, foarte bine. Decolăm că mai avem treabă. Bă, oricum, deci telefonul, știe să ne bagi, fai pe oraș, știe să ne bagi bine. Băi, deci ce, mă, nu știu cum poți. Ia filmează să vezi ce zice telefonul. Imediat vorbește. Zice, stați că trec oamenii. Ia să auzim. Nu mai vorbește telefonul, bucane. S-a intimidat. Acolo, Joe. Ieșiți din sensul giratoriu pe bulevardul Dacia. E tata bulevardul. Ce-s bulevardele? Virați la dreapta știe, pe strada mea. Și am ajuns frumos în parcare la Kaufland. Ne-a dus noul telefon al prietenului nostru cu afacerea lui. Am ajuns la Kaufland frumos și trebuie să căutăm aici un bancomat, că la copii trebuie să scoată niște lei. Așa că suntem pe căutare. Auzi că euro, nu lei. Am înțeles.
Copiii se uită să facă o investiție. Frumos. E bun. E bine. Probează și să fie buni. Probează. Achiziție, achiziție, băieții frumos înainte. Unul cu un telefon, unul cu ceva papucei. Treabă bună. Hai să decolăm. Dragi prieteni, tot călătorim pe drumul ăsta în România și nu găsim un ATM. Ne uităm și pe Waze și vedem că nu-i schemă. Tu ești pe Instagram, frate, nu ești pe Waze. Uite aici, copilul e pe Instagram, am crezut că e pe Waze. Noi tot mergem de ceva timp, dragi prieteni, pe aici, prin orășelul acesta, micuț. Și nu găsim un ATM de BCR din ăsta, nu găsim, înțelegi? Chiar atunci... dacă sunt trist cu tine, simt că există. Uitați, citat Shakespeare. Shakespeare. Păi nu? Răzvan, ce? Bă, găsim și un ATM-ul, l-ați găsit? Pască. Hai că mai găsim. Ți-era cât o dată la 79 de kilometri. Dacă mergi 79 de kilometri pe jos, oamenilor, e bai mare. În seara asta nu mai ajungem ca să punem vlogul. Nu? Alba Iulia. Uitați. Că... bă, vezi că vedeam la facultate, frate. Hai că intrăm pe... hai că e bine, dragilor. Sperăm să găsim și noi un ATM, să vedem ce resurse mai au băieții, ca să vedem ce cumpărături facem în ziua de astăzi. După, revenim cu update-uri. BCR n-am găsit, dar ce am găsit? Check. Hey, check bank. După o jumătate de oră mai de mers... mai baterie, John, la telefon. John? Mai baterie la telefon. Da, merge în grup. Merge că s-a închis, ți-am zis. Cere Samsung. Ți-am zis, ia Samsung, tată, nu iPhone. Bocanii, nu ține bateria, așa că la frig se întâmplă. La frig nu reziste. Am verificat soldul. Am verificat. Comision? Nimic, zero. Deci, foarte bine. Bank. Îți de încredere oamenii, așa ai? Bun. Ia zi, recomand. Recomand? Bun. Căruțuri, nu luați băieți? Da, nu luați, nu vă trebuie. Bun. Uite aici, opțiuni. Opțiuni pe Opel ăștia cu BMW, nu aveți ce-am eu pe Opel. Copii, domnule mi. Am luat camera, foarte bine. Am luat camera. Acum mergem să servim ceva, nu? Corect, un sandwich. Așa-i bine. Un sandwich corect. După o zi, cum să zic? Da, că nu vine în cap. Cosimo, Medora, sponsorizați-mă. Sponsorizați-mă. Deci, dacă sunteți cumva pe aici promovare. Prin Hunedoara, ascultă-mă. Dacă cumva sunteți pe aici prin Hunedoara, ăsta de aici, chioșc cu magazinul sau cum se numește, de la fratele nostru Cosimo, nu știu cine e, dar dacă vedeți acest videoclip, da. Respectăm și salutăm. Niște sandwich extraordinare, excelente, așa că și noi mergem să servim acum, să degustăm câte unul. Așa pune la oameni. Dacă veniți în Hunedoara, pune aici veniți, aici. Pune pe zile. Ce vrei să zic? La oameni de canal. Auziți, dragi prieteni, copilul acesta s-a aliat cu mai mulți copii și vor să facă o faptă foarte bună. Nu, o să explicăm în videoclipul următoare despre ce este vorba. Filmăm mai îndeamănunt, este vorba despre un canal care se bazează pe fapte bune. Ei sunt niște motocicliști, ceva de genul, și atunci se filmează. Stai, cum focalizează așa? Se focalizează? Da, ok. În mare parte e vorba despre enduro. Despre nou, ATV-uri cu cross-uri. Da, ok. Foarte multe vloguri, deja sunt 5 episoade pe canal. Ai, ok. Deci dacă ați văzut și canalul, o să lăsăm și descrierea acestui videoclip. Puteți să mergeți să aruncați o geană. Ei bine, proiectul lor mi-au zis că o să ia amploare începând cu primăvara acestui an, nu? Da. Primăvară, vară, așa mai departe. Sper să fiți la curent și să vedeți tot ce o să fie. Sperăm să fie o treabă bună și da, revenim cu update-uri despre canalul lui, nu? Mă lasă o telefonul ăla. Nu mai poate, bă, oameni, vedeți? Da. Ce face o achiziție nouă din nou, vedeți? Ce ziceți, dragi prieteni, avem MacBook ciocănitor aici? MacBook ciocănitorul. Sau nu avem? Cum zice fratele nostru Dorian Popa, nu? Mașina curată, toată treaba. Ok, am fost la spătăria fratelui nostru Avi. O să lăsăm și aici un link în descriere spre pagina lui, puteți să mergeți să apelați cu credere, servicii de calitate. Acum o să vă arăt exact pe filmare, să zic așa, cu ochiul liber, să vedeți și voi acest lucru. Am făcut 12.000 de kilometri cu această mașință de cât o am, de când o am, de când am condus-o, în jur de un an de condus. Ei bine, în intervalul acesta de timp, e clar că și prin intermediul facultății n-am condus foarte, foarte mult, dar haideți să vedeți acest lucru și în interior.
mașina curată frumos. Sper să se focalizeze. Răzvi, să-mi te rog, aici să arăți la oameni unde arată acul. Excludem praful care există. 130.000 de kilometri. Bun, gata, poți să iei, s-a văzut. Deci da, de la 128.000, 130.000. Cea mai bună concluzie, aproximativ, cu mici minusuri, plusuri, 12.000 de kilometri pe care am făcut cu această mașinuță într-un an de condus, ceea ce e super ok, cred. Ziceți și voi părerea voastră în comentarii. A fost o zi productivă astăzi, băieți? Da, da. A fost productivă din multe puncte de vedere. Pe final mergem să luăm o mică gustărică sau ceva cumpărături de aici de la Lidl, frumos. Și decolăm spre casă pentru că ne ajunge și nouă, vedem ce trebuie mai facem. Pentru că așa e frumos când avem timp la dispoziție. Dragi prieteni, cam ăsta a fost videoclipul nostru. Aici patronul frumos pe vlog. Celălalt patron cu cafeluța. Pune ultimele cumpărături. Mașinuța noastră aici. Corect, decolăm spre casă. Sper că am avut o zi productivă. Sper că și voi ați avut o zi productivă. Vă doresc toate cele bune. Iar până la un nou videoclip, fraților, noi vă salutăm. Salut, salut, salut. Numai bine.